Salut, prieteni, bine ați venit la un nou episod din proiectul meu de a reproduce gulzi, proiectul gulzi, așa cum l-am numit. În acest episod o să vă arăt puișorii și problemele pe care le am cu creșterea lor, să zic așa, după un weekend perfect în care au eclozat puii la gulzi, la perechea cheliuță, cum place să zic. Din 6 ouă au eclozat 6 pui, ceea ce e mai mult decât perfect. O să încerc să îi filmez eu cu telefonul și o să pun la editare. Deci la perechea asta au eclozat 6 din 6 pui, i-au hrănit perfect, dar de ieri au început să-i arunce din cuib, nu știu de ce, probabil masculul vrea să împerecheze din nou. Hrana au, apă au, tot ce le trebuie au. Și am mutat la perechea aceasta de pescăruși, de jos, dreapta jos. Puișorii sunt așa, aici, împreună cu un puișor de eritrocefala. La fel, ieri, da, duminică, a eclozat primul pui de eritrocefala, de la perechea de aici. Au avut 5 ouă, din care 4 fertile. Ieri dimineața a început ecloziunea, după primul pui eclozat. Au panicat, exact ca părinții acestui mascul, și n-au mai intrat în cuib. Ceea ce e foarte nasol, pentru că a început să răcească ouăle. Eu le-am luat și le-am mutat la această pereche de pescăruși, care nu vrea să le clocească. Astea sunt. Nu știu dacă vor ieși ceva din nou, nu știu. Ele erau fertile, aveau embrionul destul de mare, dar din păcate nu știu dacă pescărușii au început să le clocească și să le țină calde în continuare ca să poată să eclozeze pui. La perechea numărul 2 de gulzi, femelă galbenă mascul cu capul roșu, aici sunt ouăle, ar trebui să eclozeze azi, mâine maxim, dar nu prea mai văd foarte interesat și eu m-am fățuit destul de mult pe aici ca să pot să intervin în caz că mai găsesc pui aruncați. Asta e. Cam astea sunt problemele când ai păsări tinere, când ai păsări care nu au mai reprodus și nu știu exact ce au de făcut. Deci ca o recapitulare ar fi doar un pui de la eritrocefala în cuibul pescărușilor. Deocamdată văd că e ok, are o zi de când e acolo și e ok. Restul de 3 ouă fertile sunt în celălalt cui de pescăruși și nu văd să le clocească, din păcate. La perechea 2 de gulzi, femelă galbenă, mascul cap roșu, mai așteptăm o zi sau două. Iar la perechea cheliuță de gulzi, 6 ouă fertile, 6 pui eclozați, îi hrănesc, totul e bine, dar 2 au fost aruncați în cuib și mă aștept să mai arunce și o să fiu cu ochii pe ei. Perechea 1 de pescăruși, ouă de la eritrocefala, nu știu dacă le clocesc, din păcate, iar perechea 2 de pescăruși, 2 pui de gulzi, un pui de eritrocefala și un ou de la Binsen. Ou de la Binsen e fertil, dar probabil că o să-l sacrific, nu cred că va mai avea vreo șansă acel pui, mă rog, voi vedea. La perechea de burg, de papagali, ouăle nu au fost fertile, le-am luat cuibul, le-am aruncat. Săptămâna trecută trebuiau să eclozeze și femeia a văzut că nu mai este nimic, a abandonat cuibul. Iar la perechea de Binsen, care punea ouă destul de frecvent în hrănitori, am decis să le pun iară cuib, să le pun acolo. S-au apucat de clocit. Da, ei sunt o pereche de 3 ani deja.
cam știu ce au de făcut și îngrijesc bine cui, probabil o să prezint. O să prezint acea pereche mai pe larg în viitor. Nu mai stau mult pe ei să stresez păsările și așa mă stresează ele pe mine destul. Pentru că îmi pasă nu neapărat că, vai Doamne, ce mult îmi doresc să reproduc, am reprodus aceste specii deja și nu mai sunt foarte interesat, dar când știu că, am spus, o vietate, un suflet depinde de mine, fac tot posibilul să mă asigur că acea vietate are un trai decent și sau trăiește când vine vorba de pui. Cam acestea fiind spuse, ăsta e episodul de azi. Probleme. Într-o sâmbătă perfectă s-a transformat într-o duminică stresantă. Și va urma o săptămână destul de stresantă. Nu am vrut să iau puii de la gulzi, i-am lăsat, am văzut că sunt hrăniți, dar dacă mai aruncă 1-2, ar putea să-i pun pe doza pe scăruși. Vă doresc o zi bună, o săptămână și mai bună și ne auzim sau ne vedem în episodul următor. O zi bună, prieteni!